Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta aș vrea să vă mulțumesc pentru suma de abonați, ne apropiem încet de cea de 300 de abonați, vă mulțumesc. Peste o săptămână și ceva, aproape două săptămâni, o să vină PC-ul deja gata. Pe live-ul de astăzi mi-a cumpărat și niște componente, nu componente, cum se cheamă, am făcut setup-ul, adică ne-am luat microfon, ne-am luat braț, mouse, tastatură nouă, scaun de gaming și webcam, totul cât de cât acolo decent la un preț, cât de cât decent. Și peste vreo două săptămâni, nu cred că o să mai dau asemenea conturi, pot să ne jucăm decât Fortnite, o să ne jucăm și PUBG și 5M. Și pe lângă asta vreau să vă mai anunț un lucru important. După cum observați, mi-a schimbat numele canalului, vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți despre această chestiune. Și tam ce am primit și eu de la YouTube, comunitate. Credeam că se dă la 4.000 de abonați, la 10.000 de abonați, dar văd că am 3.382 și deja am primit un e-mail și uitați, am zis să pun și eu, acum deja simt am postat. Salut, astăzi am primit și eu această funcție, cum mi se pare, wow, am deja un like, am postat acum 6 minute și vreau să scriu și despre această chestie. Și da, legat de numele canalului m-am decis să-l schimb pentru că nu știu. Poate, dacă aveți voi idei de nume de alt canal mai interesant de așa, puteți să ne înscrieți în descriere. Acesta a fost așa un episod mai scurt, pot spune. Acestea chestiuni vreau să le discut cu voi. Și pe lângă numele canalului, în afară când o să vină nou PC, o să băgăm Fortnite blană cu abonații, nu o să mai am lag deloc. Și poate până atunci o să ne luăm și GTA 5, PUBG am deja. O să ne jucăm mai multe joculețe, depinde ce vreți și voi. Scrieți în comentarii, nu știu dacă o să vă las vreun stropul sau... Oricum, citiți descrierea că poate vă las un stropul, ce jocuri vreți să ne mai jucăm. Și noi, desigur, ne vom revedea data viitoare în alt episod. Nu uitați să dați un like, un comentariu, să scrieți. Și să vă abonați, de ce nu, ca să juc mai repede la 10.000 de abonați. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare.